autoritățile române sunt obligate să reducă cu 60% emisiile de bioxid de carbon și să atingă neutralitatea climatică până în 2050. Asta înseamnă că trebuie să renunțăm cât mai rapid la cărbune și la ceilalți combustibili fosili, cum ar fi gazul. Înseamnă investiții masive în tehnologie și infrastructură pentru energie verde și accesibilă. Înseamnă democratizarea consumului energetic și susținerea prosumatorilor, protejarea biodiversității, conservarea și extinderea pădurilor. Și mai înseamnă ceva, o tranziție energetică verde și echitabilă, unde regiunile cu sectoare energofage nu sunt lăsate la voia întâmplării, ci sunt susținute pentru a se dezvolta durabil. Bună seara, doamnelor, domnilor, sunt Roxana Cioacă și astăzi vă invit la o discuție despre schimbările climatice. Alături de noi se află în această seară Răzvan Popescu-Mircen, președinte ONG Oceanic Club. Bună seara și bine ați venit în platoul Echidistant. Seara bună! Trebuie să ne îngrijorăm cu privire la mediul înconjurător. Absolut. Sunt o serie întreagă de elemente care ne arată faptul că omul și-a pus o amprentă puternică asupra mediului, l-a antropizat, cum se numește procesul, în termen de specialitate, și asta are ca efect, în primul și în primul rând, o sărăcire a biodiversității. Suntem practic la în pragul unei extincții a speciilor care are un precedent doar la nivelul mezozoicului, atunci când au început să dispară dinozaurii și toată fauna asociată la momentul respectiv. Deci, practic, a avut loc și are loc o tranziție către un alt tip de faună, cu totul și cu totul aparte, mult mai săracă. Dar schimbarea, producându-se foarte repede, aici avem de-a face cu un mare risc, și anume acela de a rămâne cu un număr foarte mic de specii, și atunci când diversitatea este mică, stabilitatea sistemului este foarte mică. El poate fi dezechilibrat extrem de ușor. Așa cum putem să dăm exemplu Mării Negre, care este un ecosistem tânăr, nu are decât, hai să spunem așa, cu aproximație vreo 10.000 de ani. Înainte el avea ape salmastre și un anumit tip de faună. În momentul în care s-a deschis Bosforul, Marmaraua și Dardanelele și au venit ape foarte sărate din vechea Mare Tetis în acest rest al bazinului sarmatic numit Mare Neagră, practic toată fauna de atunci a murit, nu s-a mai menținut decât undeva la gurile fluvilor de vărsare și acolo unde salinitatea era mult mai mică decât în rest, și a venit o faună cu totul nouă, adaptată la condiții de salinitate mult mai crescută. Asta însă, fiind un ecosistem tânăr, cum spuneam, că 10.000 de ani nu înseamnă nimic la scară geologică, practic are un număr foarte redus de specii, și asta l-a împins și îl împinge și în prezent către situația de a se dezechilibra foarte ușor. Am văzut că imediat ce am avut o specie, două, trei invazive, cum ar fi spre exemplu acele ctenofore, mă rog, seamănă cu meduzele, Memiopsis lady și Beroe ovata, n-am denumiri populare, nu-s decât denumiri științifice, pentru că au venit în anii 80 în Marea Neagră și nu li s-au dat denumiri populare. Acestea s-au hrănit practic cu icre de pește, cel mai frecvent, și au dus practic în procent de 70% ele sunt vinovate de colapsul pescuitului în zona Mării Negre. Deci iată, un sistem se poate dezechilibra foarte ușor, pentru că nu au dușman natural, nu au prădător natural, nu s-au integrat foarte ușor în ciclul nutrienților din ecosistemul respectiv, și în felul ăsta practic am ajuns să avem o scădere dramatică a stocurilor de pește, inclusiv din punct de vedere economic. Și asta nu este singurul exemplu, să mai pot da bine exemple. Cel mai plastic pe care obișnuiesc să-l dau extrem de des este comparația între, pentru a vedea cât de importantă este biodiversitatea, este comparația între o cultură de grâu, spre exemplu, sau o cultură forestieră monospecifică cu o singură specie, eu știu, de molit sau brad, așa mai departe, și o junglă ecuatorială, da? Una, dacă n-ar fi întreținută de om, dacă nu ar fi tratată, inclusiv chimic, dacă nu ar fi efectuate acele lucrări
imediat ar dispărea practic și ar colapsa, nu ar mai exista ca sistem în fața, eu știu, dăunătorilor, bolilor și așa mai departe. Celălalt rezistă, bine mersi, de milioane de ani într-un regim de stabilitate. Diferența între cele două este că aici avem doar o specie dominantă și foarte puține specii asociate, iar dincolo avem de ordinul milioanelor de specii la modul propriu. Practic, ce se poate face pentru a preîntâmpina cumva aceste schimbări? De unde ar trebui să începem? Că este vorba de niște dezechilibre despre care spuneați mai devreme. Cum am putea absolut să le preîntâmpinăm? Dacă le asociem cu toate activitățile umane și ne îndreptăm, spre exemplu, către climă, pentru că tot vorbeați inclusiv de schimbările climatice, clima nu este ceva imuabil, am spus-o și am să o repet de 100.000 de ori dacă trebuie. Ea se schimbă. Clar, se schimbă, s-a schimbat în trecutul geologic fără ca omul să fie prezent, de nenumărate ori. Depinde extrem de mult de distanța Pământului față de Soare, care variază în timp, are niște cicluri destul de exacte, mai mult sau mai puțin. Depinde de înclinația axei, depinde de activitatea solară, depinde de regimul de vulcanism, de nivelul de procese de descompunere, depinde de câtă suprafață în pădure avem în zona terei și în zona de uscat a terei și atunci inevitabil influențează de la circulație atmosferică până la regim de umiditate și precipitații și așa mai departe. Practic, cum influențează toate aceste schimbări climatice traiul oamenilor? În primul și în primul rând vorbim despre capacități de adaptare, deci practic ne influențează din toate punctele de vedere. Ne influențează și economic, și din punct de vedere al sănătății, și din punct de vedere al bunăstării, bunăstării asociate și a stării de bine, da? Confortului uman. Ca o paranteză, nu știu dacă știți că aproximativ 70% din populația umană trăiește la malul oceanului, la malul mării. Restul de 30% trăiește în interiorul continentelor. Și aici se desfășoară un procent și mai mare dintre activitățile economice. Deși, de ce? Pentru că tocmai zonele astea de interfață între două categorii de medii, cel uscat, cel acvatic, subaerial, subacvatic, subteran, terestru și așa mai departe, ajunge să genereze, să spunem așa, locuri pentru foarte multe specii și sunt cele mai productive regiuni, inclusiv din punct de vedere biologic. Adică, dacă inclusiv Jacques-Yves Cousteau, cel care a străbătut cele mai multe dintre mările și oceanele acestei planete și construise practic în prova celebrei nave Calypso o cameră de observații, a constatat după zeci de ani de umblat pe mările și oceanele lumii că, de fapt, imediat ce se îndepărta de coaste, se afla într-un adevărat deșert marin, lipsit de specii și de diversitate. Imensa majoritatea speciilor pe care le observa, culorilor, a dinamicii pe care a înregistrat-o, se aflau în apropiere de coastă, în zonele de mică și medie adâncime. Ce putem să facem? Ideea este că toată povestea asta, eu cred că se îndreaptă ușor într-o direcție greșită, inclusiv dacă ne gândim la strategia aproape exclusiv orientată către reducerea emisiilor. Cred că ar trebui mult mai mult pedalat pe împăduriri și mărirea suprafețelor. Înțeleg că astea ar fi soluțiile ca oamenii să împiedice cumva aceste schimbări climatice. Da, nu, principala soluție nu este, din păcate, așa cum este pusă pe loc întâi reducerea emisiilor, pentru că emisiile de gaze cu efect de seră, practic, dacă ne uităm, cele generate de activitatea umană, inclusiv respirația, sunt procentual vis-a-vis de toate emisiile de gaze cu efect de seră, destul de neînsemnate, sunt mai puțin de 10%. Restul provin din procesele de descompunere, cea mai mare parte, peste 70% din gazele cu efect de seră, și pe locul 2 sunt fenomenele vulcanice. Nu știu dacă vă amintiți, în 2010 sau 2011, vulcanul islandez Eyjafjallajökull a erupt vreme de câteva luni de zile
Și în momentul respectiv, 3 luni de zile, practic, tot traficul aerian a fost perturbat pentru că erau volume foarte mari, atât de gaze, inclusiv cu efect de seră, cât și de cenușe și alte materiale în suspensie care au fost generate de vulcanul respectiv. Deci, iată, un singur vulcan, practic, a generat inclusiv schimbări microclimatice la nivelul Europei în sezoanele următoare de iarnă. Am avut îngheț la mal, la Marea Neagră, ca să iau așa câteva dintre exemple. Și practic, în cele 4 luni și jumătate de erupție din momentul respectiv, s-au emis tot atâtea gaze cu efect de seră cât a emis toată industria siderurgică europeană de la începutul ei, de la 1800 și ceva până în momentul erupției. Deci, iată, dacă vă gândiți că sunt vreo 1000 și ceva de vulcane activi și că o erupție începe, nu se și termină la fel de repede, cam la fiecare 20 de minute pe Terra, cei mai mulți dintre acești vulcani, adevărat, sunt submarini, nu se văd, nu ne impactează vizual, direct, ca să zicem exact. Așa, dar gazele cu efect de seră ajung la suprafață, emise din oceanul respectiv. Problema noastră este dacă și cea asupra căreia omul trebuie să intervină absolut obligatoriu, este legată de suprafața împădurită, pentru că e simplu să ne uităm pe imagine Landsat, care sunt gratuite, sunt disponibile pe internet la o mulțime de provideri, ca să spun așa, de internet, unde dacă ne uităm la 86, imaginea din 1986, nu trebuie să fii specialist, pentru că te uiți la o poză și compari. Și da, e vizual exact. Și îți dai seama. Și practic te uiți la imaginea din 1986 și la imaginea din 2012, o să vezi că între cei 26-27 de ani, practic avem cu 40%, da, 40% mai puțină suprafață împădurită. Ori ăla este fix bufferul în care se stochează carbonul, care acum, nemai având unde să fie stocat, da, în lemnul acelor arbori folosiți și care fie au fost descompuși, să spunem așa, de descompunători și carbonul a ajuns din nou în atmosferă, fie au fost arși, fie o mică parte, probabil că au fost transformați în mobilier și alte obiecte care încă sunt în uz, dar ele se descompun și atenție continuă să elibereze acel dioxid de carbon. Deci dacă ne uităm la comparația asta între cele două extreme ale intervalului, în 26 de ani noi am pierdut 40% din suprafața împădurită a Terei. Extrem de mult. Extrem de mult. Deci, practic, din păcate, însă se investește ca să reducem emisiile mult mai mult decât se investește pentru a face suprafețe împădurite și măcar culturi silvice, dacă nu păduri ar cu adevărat. Ar compensa cumva faptul că am împădurit mai mult decât am diminuat consumul, efectul gazelor? Cu siguranță impactul ar fi unul net superior. Nu știu dacă știți, spre exemplu, așa vă dau un clou, ca să spunem, din secretele acvariștilor. Spre exemplu, ca să mărească viteza de creștere a plantelor de acvariu și ca să le facă mai sănătoase, acvariștii folosesc un truc. Respectiv, folosesc niște drojdie, niște zahăr, ca să facă așa numita bombă de dioxid de carbon, cu ghilimele de rigoare. O închid într-o sticlă, prin fermentație, drojdia respectivă generează dioxid de carbon și practic îmbogățesc apa acvariului cu dioxid de carbon, care ajută plantele să crească mult mai repede. Deci, o creștere a concentrației de dioxid de carbon, practic, determină un răspuns extrem de eficient, în mod normal, din partea biosferei, per ansamblu, pentru că plantele vor crește un pic mai repede decât o făceau puțin mai înainte. Lucrul ăsta ne spune și istoria geologică, adică nu trebuie să ne luăm numai după experimentul acvaristic, da? Atunci când atmosfera terestră era mult mai bogată în dioxid de carbon, copacii erau mult mai mari, arborii, plantele în general, creșteau mult mai repede și erau mult mai mari. Asta ne-o spun fosilele. Fosilele din Paleozoic, din Cambrian încoace, care arată foarte clar modul în care a evoluat flora Terei și atunci când au fost perioade cu concentrații mai mari de dioxid de carbon, flora a fost mai dezvoltată, să spunem așa. Plantele au fost mai mari,
invers, când a fost perioade mai bogate în oxigen, da, cu concentrații, pentru că da, au fost și astfel de perioade cu o concentrație de oxigen mai mare decât este astăzi, am avut libelule care atunci, spre exemplu, puteau să ajungă la o anvergură a aripilor de 2 metri. Wow. Astăzi, acele insecte nu mai pot să mai crească atât, tocmai pentru că nu au suficient oxigen, iar sistemul lor respirator este unul hai să spunem așa, primitiv și nu le permite să ofere metabolismului propriu suficient oxigen pentru a se și dezvolta. Se vorbește despre perioada pandemiei, cea în care oamenii au fost carantinați cumva și au stat acasă, că au existat emisii de carbon, dioxid de carbon, ceva mai puține și că mediul a suferit așa cumva o revenire la realitate, adică și a revenit cumva natura. Și a revenit, dar nu vorbim există aici, o corelație... nu vorbim aici doar despre emisii mai scăzute de gaze cu efect de seră, dioxid de carbon și metan. Pentru că acestea au fost nesemnificativ mai mici, practic doar cele legate de transportul casă, serviciu al celor mai mulți dintre oameni care au lucrat de acasă sau și-au pierdut locul de muncă, doar acele procese au scăzut, să spunem, în intensitate și s-a redus cumva nivelul de acolo, dar ceea ce este cel mai important este că practic vehiculele, marilor majoritate, gazele mai importante pe care le emit sunt alte substanțe care au conotații, să spunem așa, cu ghilimele de rigoare, conotații toxice. Și acelea, da, generează o altă categorie de impact mult mai gravă, în opinia mea, asupra mediului și asupra sănătății oamenilor, pentru că una este să ai un regim de trafic, e normal ca într-un oraș în care nu se mai circulă, să ai un aer mult mai curat decât îl aveai înainte. Și asta a fost, să spunem așa, un impact vizual foarte important, adică pe care l-au resimțit cu toții. Pe de altă parte, însă, au scăzut și acele ieșiri, da, unde se generau deșeuri. Acum se generează din nou deșeuri, se iese din nou în natură, dar din păcate cei mai mulți oameni nu au această, hai să spunem, responsabilitate de a păstra mediul curat, de a respecta niște restricții de intrare în anumite zone, tocmai pentru a conserva diversitatea biologică dintr-un anume loc. Sunt o mulțime de reguli care nu sunt respectate, pentru că sunt niște reguli și atât. Ele nu sunt făcute, din păcate, smart. Și, din păcate, nici măcar procesele educaționale nu sunt smart în momentul ăsta și nu mă refer numai la România, mă refer la nivel global. La nivel global, toată lumea de cele mai multe ori pică într-un desuet al festivismului când sunt tot felul de aniversări și date de celebrare, cum a fost, spre exemplu, ziua mediului, 5 iunie, ziua oceanelor, ziua Mării Negre, ziua, nu mai știu ce zi, a biodiversității, ziua zonelor umede, ziua râșilor, ziua leilor, ziua gheparzilor și așa mai departe. Da? Deci, da, se face un festivism. Eu, spre exemplu, râd și acum și, din păcate, însă, este un râs amar și se perpetuează acest obicei. La școli se fac acele adeseori, am văzut, sper să se rărească moda asta care durează deja de peste 10-15 ani, a acelor parade de costume din materiale reciclabile, care de fapt și de drept, să fim serioși, nu sunt nici pe departe materiale reciclabile, sunt niște saci de plastic și alte, eu știu, CD-uri, DVD-uri pe care le cumpără de noi, că niciun părinte nu și-ar lăsa copilul să folosească materiale din gunoi, da, ca să-și construiască tot felul de rochițe, fustițe și bijuterii pe care nu le va purta nimeni. Corect. Da? Iar asta îi va crea în subconștient copilului respectiv exact fenomenul ăsta de mediu va însemna ceva declarativ. Punct. Și asta se perpetuează. Vă spune unul care la se învârte superficial, printre... Exact. Vă spune unul care se învârte în lumea asociațiilor, organizațiilor neguvernamentale de 30 de ani.
Și am văzut toată etapa asta, toate etapele, din anii 90 și până astăzi. Abordarea nu s-a schimbat esențial. Sunt mici schimbări pe aici, pe acolo, dar din păcate efortul educațional nu este făcut inteligent. O spun pe de-a dreptul, cu riscul de a supăra foarte multă lume și de a ne atrage în jurăturile de rigoare. Apropo de asta, că sunteți în mediul ăsta al ONG-urilor, știu că sunteți director coordonator al ONG-ului Oceanic Club. Ce proiecte derulați și cine vă ajută în punerea în practică a proiectelor? Da, ne ajutăm singuri. Deci o luăm da capo. Ne ajutăm singuri. Noi, practic, avem un program structurat de foarte mulți ani de zile. Ia ca în februarie la anul facem 30 de ani de existență. Mulți înainte. Practic, avem o direcție de acțiune pe nivel național, unde avem patru programe generale care înglobează toate ideile noastre de activități și proiectele pe care le desfășurăm. Ele sunt BioWatch, se referă la monitorizarea și proiecte de conservare a biodiversității, în special din zona Dobrogei și a platformei continentale a Mării Negre, dar și restul României la modul general. Este programul CEST, cercetare științifică de secol 21, unde acordăm asistență pentru acele categorii de proiecte de cercetare în teren pentru care nu există surse eligibile de finanțare, da? Proiecte care nu sunt eligibile la niciun fel de sursă de finanțare. Există programul E2000, care este cel care include tot ce înseamnă activități educaționale, dar activități educaționale în sensul de a crea instrumente educative, de la filme documentare până la, jocuri și alte categorii de instrumente educaționale, inclusiv divizia de citizen science, da? Acea știință dedicată cetățenilor care nu sunt cercetători, dar care pot să contribuie prin achiziția de date, în special date georeferențiate, la studii pe care noi le facem și care, la rândul lor, generează uneori soluții pentru probleme, diverse probleme de mediu. Și, în fine, există un program, un segment dedicat, desprins din programul BioWatch, dedicat cetacelor Mării Negre, delfini în criză, delfini în distres, și, de asemenea, un program, hai să spunem, aparte în tot peisajul ăsta, care cumva face tranzitul de la mediul românesc la cel extern, pentru că lucrăm și în exteriorul României, este programul Explorator, care include practic un studiu general, a început în 1995, el este încă activ ca și program, și monitorizăm practic acele populații de animale și plante care stau fixate de substrat în Marea Neagră și Mediterana, pentru că ele îți arată în ce direcție evoluează un sistem biologic. La fel, mai există programul Transafrica, prin care încercăm să readucem cercetarea românească în zona respectivă, World Biodiversity, unde susținem inițiativele românești de cercetare a biodiversității în diverse puncte de pe glob. Și, practic, în afară de chestia asta, noi, ca să ne susținem, oferim consultanță în materie de management de mediu și, în același timp, avem diverse contracte de cercetare în diverse locuri din lumea asta. De la Maroc și Iordania, Azerbaijan și Turcia, unde mai e liniște și pace, în general avem și noi câte un contract. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune. A fost o plăcere. Este clar că mai sunt multe de discutat și vă aștept și cu altă ocazie în platoul emisiunii Echidistant. Doamnelor, domnilor, alături de noi a fost Răzvan Popescu Mirceni, director coordonator al ONG-ului Oceanic Club. Până luni vă doresc numai bine, o seară bună să aveți. La revedere!